Ministerul Agriculturii a plasat deja comanda pentru 600 de rachete. Înțelegem că livrarea acestora va avea loc timp, în decursul a 3 săptămâni de zile, iar acum Ministerul Agriculturii caută surse financiare ca să plătească rachetele atunci când acestea vor sosi. 600 de rachete, s-a făcut deja comanda pentru 600 de rachete. Dar agricultorii spun că este prea puțin, că ar avea nevoie de 2.000 cel puțin pentru ca să reziste până la... Acestea sunt limitele de buget și posibilitățile financiare pe care le are Ministerul Agriculturii în prezent.